Bună ziua, mă numesc că aș dori să plasez și o comandă. Eu eram la volan, nu știam cine nu număr, aveam numărul de telefon, nu aveam call center, eram doi angajați în toată firma, adică eu și soția. m a luat prin surprindere și am zis, mă scuzați, două secunde, vă fac imediat transferul. -am, nu mai țin dacă am făcut tălălălă, ca un roboțel și am dat imediat soției telefonul. Ea a notat repede acolo cu pixul și foaia, că ne-a luat prin surprindere, nu aveam la noi calculatoare, laptop-ul, eram pe drum, făceam Eram într-un spre magazin? Salutare! Sunt Cosmin Costea, fondatorul Ecommasters. Ecom Masters ajută concret magazinele online cu servicii de consultanță e-commerce, implementare de tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să-și crească businessul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în șapte pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe ecomasters.ro slash consultanță și aplică la sesiunea gratuită. Salutare, Nicolae. Salut. Bine ai venit la e-commerce pe concret. Cum, cum îți merge? Salut. Tu ești DJ? Salut, Cosmin! Uh, am fost DJ. Ai fost DJ? Da, am fost DJ vreo 7-8 ani de zile. Până de prin ios? 2010, da. Ce uh, muzică? Cam toate genurile de muzică ce se asculta în anii respectivi. Eram un DJ comercial, așa nu eram axat pe un gen anume. Ok, ok. Nu de stat din cluburile. Uh, cu no cu Nu, nu eram pe un gen dedicat anume, eram așa toate genurile abordate, cam ce se asculta un anii 2004-2009, cam așa am activat, vreo 5-6 ani -2009. de zile. 2004-2009. Și după da. aia viața te-a purtat, trebuie da. să ne povestești cum te-a purtat de la DJ la un magazin e-commerce care vinde 5 milioane de euro. păi, bun, tranziția am fost în felul următor. Eu, meseria de DJ, sau de fapt a fost o pasiune neapărat și apoi s-a transformat și într-o meserie, am început-o destul de tânăr, undeva la 18-19 ani și undeva la vreo 27-28, începusem să mă maturizez, începusem să mă măresc. Că viața asta de DJ implică și niște sacrificii așa, adică nopți pierdute da. și cu dată ce înainteam în vârstă nu prea mai mă regăseam și simțeam că trebuie să fac o schimbare în viață. Mm -hmm. Și a apărut așa ca oportunitate. Fratele meu administra un centru comercial undeva în zona Crângaș și o propunere din partea lui, hai să dau și ție un spațiu la dispoziție să începi să faci ceva ce vrei tu. La vremea respectivă nu eram prea hotărât, eram eu împreună cu so actuala mea soție, atunci mi-era prietenă hmm. și am zis ok, hai să-i fac ei un business, eu încă eram DJ, ea la vremea respectivă lucra într-un salon de vrumusețare și am zis hai să facem un business de familie, să încercăm să facem un magazin de accesorii, am încercat în anul 2010, am început. Accesorii de fashion. Accesorii de fashion, da. Un fel de mail Melo accesorize, Aha. un magazin așa micuț, cu o investiție relativ mică, de vreo 5.000 de euro, 20 de metri pătrați, un mobilier și o marfă luată de la furnizori, jumătate achitată, jumătate creditată. Uh -huh. Și ăsta a fost primul pas spre business, ca să spun așa. a fost o perioadă de vreo lună, două, trei luni de zile... Și în perioada aceea, în 2010, magazinele online erau așa, puțin la început de drum. Nu erau prea multe magazine online la, în România, la, da, la. da. Oare da. când a apărut EMAG-ul? A, 2005? Cred că cred. în 2005. Am și o poveste cu eMagul ul pentru Aha. că primul magazin pe care l-am avut în centru comercial din Crângaș, unde este prezent și astăzi EMAG-ul. Eu am fost prezent înaintea EMAG-ului, eram cu domo dom la vremea respectivă, era chiar pe acolo, 5000, chiar la... exact în clădirea cu EMAG-ul, okay. da. Și uh, domnul mi-era vecin și ulterior, la vreo 2 ani de zi, a venit și EMAG lângă mine Adică hmm. eu încă nu știam Cine-s ăștia de la EMAG, da Da, zic, cine sunt ăștia de la EMAG Erau și <laughs> atât de mici cât eram și eu Da Da. Și uh, primul pas spre online l-am făcut destul de rapid La 2-3 luni de zile după ce am făcut acest magazin micus de 20 de metri pătrați mm -hmm. Pasionat de muzică, îmi cumpărasem o tabletă cu scopul de a o folosi în domeniul celălalt de DJ Nu spre business o tabletă, adică un, un iPad. iPad. Ceva. Primul iPad, cred că ipad 1 era, primul iPad care apăruse, okay. a apărut se... L-a curbat, -a... da. Da, 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 l-am luat așa cu scopul de a mă juca pe el. Și m-am întrezit acasă cu o tabletă, de jocul nu prea eram pasionat, de muzică eram, dar nu erau prea multe aplicații la vremea respectivă pentru mm. muzică și m-am trezit eu cu un magazin, cu o tabletă și zic ce să fac? Și zice, să fac cu un magazin online? Cam pe tabletă. O tabletă, pe tabletă, pe tabletă l-am început tabletă. să fac Pe tabletă, da, în, 2010. în ce l-ai făcut, în ce platformă? Uh, Când spun l-am făcut, mă refer, uh, nu l-am și făcut, erau niște platforme la vremea respectivă, ca mai da. re, mai sunt și astăzi Se numea uh, Mercant Pro, nu, mania se numea înainte, acum se numește Mercant așa, Pro Așa, exact, da Exact, da. da Ei am început, găsisem ceva pe internet, am căutat un search platformă Și era ușor, destul de simplu, de customizat, ca să zic așa, niște chestii elementare cel mai mult de furcă, de fapt, era ședința foto, nu neapărat cât bine. platforma. Și am încercat cu tableta, aveam acasă un cerceaf alb, cu luminile de la magazin, le-am dus în magazin că aveam lumina mai bună, am pus cerceaf, am luat tableta și am început să pozez produs cu produs, editat cât am putut pe tabletă și așa am creat magazinul. E bine, așa da poveste frumoasă. Deci, de la zero. De e, la zero. Exact, de la zero sau de la minus, ca să zic da. așa. <laughs> Avem și, și datorii la furnizor. Avem și datorii la furnizor. corect, da. da. Și la vremea respectivă nici marketing nu prea știam cum să fac. Erau niște site-uri de filme acum vreo 10-12 ani de zile în care puneai un banner, îi contactai și spuneai pune și mie un banner aici și uh -huh. spunea pe un site acolo un banner. Și la două zile m-am trezit cu prima comandă. Și mi s-a părut interesant. A treia... ce? ce a venit la prima comandă? Țin ce? Minte, o pereche de pantofi și o geantă care creasem eu un banner, o reclamă, fix ceea ce creasem ca și reclamă pe exact pe acelea două produse mi-a venit și prima comandă. O pereche de pantofi pe și ce? o geantă turcoasă. Și acum le ți minte. Am... Turcoasă. Da, da, da. La Megidia. Oh, la Megidia. La Megidia eram în mașină, cu soția mă duceam spre magazin și... Uh, am fost contactat telefonic de clientă, la vremea respectivă era mai greu să plasezi o comandă online Bună ziua, mă numesc că aș dori să plasez și o comandă. Eu eram la volan, nu știam cine nu, număr, aveam numărul meu de telefon, n aveam call center, eram doi angajați în toată firma, adică eu și soția. M-a luat prin surprindere și am zis, mă scuzați, două secunde, vă fac imediat transferul. Am, nu mai țin dacă am făcut tălălălă, ca un roboțel și am dat imediat soției telefon. Ea a notat repede acolo cu pixul și foaia, că ne-a luat prin surprindere, nu aveam la noi calculatoare, laptopul, eram pe drum, făceam, eram în drum spre magazin, am notat comanda, am ajuns, am plasat-o. Și am simțit gustul, ca să zic așa, online-ului hmm. la prima comandă. Și apoi, destul de rapid, cred că la vreo 3-4 luni de zile, descoper Facebook. Prin 2011, deja la început, îmi apare ceva, ei abia lansase, cred că, Facebook Ads în România. Și plec în prima vacanță, la 3 luni de zile de la deschiderea magazinului, într-o vacanță la Milano. Noaptea înainte să mă culc, deschid laptopul, încerc puțin să mă joc, să creez o campanie, aloc un buget de 50 de lei, mă culc cu soția deja aveam al treilea angajat care era ră, rămânsese la magazin, deja eram crescuse, da. da, eram și online și magazin fizic. M-am culcat și m-am trezit a doua zi uitând că am creat campania respectivă și țin minte, aveam o medie de 3-4 comenzi pe zi și cum m-am trezit aveam vreo 34 de mail că primeam și notificare în momentul în care primeam uh, o comandă. La ora 12 ziua cheltuisem un buget de vreo 18 lei și primisem vreo 30 și ceva de comenzi. Wow. Am rămas șocat, deja aplicase în formula, dacă cu 18 lei am primit 34 uh -huh. ori, nu știu... Ideea e că de atunci s-a schimbat totul, am schimbat biletul de avion, mai aveam două zile de stat, n-am mai stat că ne dăduse afacerea peste cap, trebuia să venim repede în țară și de atunci a început distracția apoi. Ce vremuri bune, acum pe Facebook bagi bani și se duc într-o coș, fără Nu, nu știi ce se întâmplă. Cam, cam da, da. Astăzi da. costurile sunt mult mai mari, da, față de ce era în 2011. Da. Asta face ca, ca o introducere a începutului, ca să zic, al da. depurtat. Da. Ce, ce vindeți voi acum, mai exact? Haine, încălțăminte? doar încălțăminte, doar pentru femei. Când am ales denumirea brandului purtat, eram indecis, nu știam exact ce o să vând uh -huh. la vremea respectivă, ba mai mult vindeam și accesorii în perioada aceea când am ales brandul. Uh -huh. uh, alegerea numelui a stat la baza faptului că nu eram hotărât ce urmează să vindem. Și atunci am zis: "OK, iau Depurtat că sigur va merge și pentru haine și pentru orice altceva, ce va fi depurtat." Pe parcurs mi-am dat seama că e mai sănătos ca branding să construiesc un brand dedicat pe un produs anume, uh -huh. în care clientul să zică, ok, intru pe site, intru pe deportat, sigur, îmi găsesc o pereche de pantofi pentru evenimentul la care am nevoie. Uh -huh. Și m-am focusat pe domeniul acesta, pe pantofi, și astăzi suntem la vreo 1500 de comenzi pe zi. 1500 de comenzi pe zi. Wow, impresionant. Sursele de marfă, am văzut un pic. Sunt produsele la un preț foarte bun pe site. Da. Sursele de marfă sunt China, Turcia, Polonia. Care... Da, sunt mai multe și China, și Vietnam, și Indonezia, cât și Europa, Spania, Italia, uh -huh. Franța. Prețurile mici se datorează din mai multe motive. Avem odată un departament care ne ocupăm. De achiziții, tot ce înseamnă, spre exemplu, dacă în Italia, anul acesta, sunt niște tendințe să poartă cu bot mai pătrat sau mai ascuțit, uh -huh. și în România încă n-a prins acest gen, piața din Italia se blochează cu acel model. Următorul an, la noi există tendințe pe acel model, noi putem să facem negocieri pe Italia sau pe Spania pe marfa respectivă unde nu a prins uh, acel model, la noi urmează, să zicem, ulterior vine trendul respectiv și putem așa să facem achiziții chiar la prețuri mai mici decât ei au achiziționat din fabrică, pentru că de multe ori și furnizorii încearcă să-și vândă marfa de la un sezon la altul să nu se blocheze cu stocurile respective. Și așa ajungem, am cumpărat modele mai ieftine de la furnizori din Europa decât le-aș fi cumpărat de la fabrică. Mm -hmm. Deci, noi înțeleg că noi suntem un an în urmă cu uh, Nu e o fashion. regulă, nu neapărat. Acum mai depinde și de piață. Se întâmplă și invers, și la noi în piață să ajungem să nu prindă un model, și anul următor sau peste 2 ani de zile să prindă într-o altă țară. Nu e neapărat o regulă. Sau, de exemplu, în Italia, anul acesta nu, nu prinde un model, ei se sperie, furnizorii vrea să se deblocheze, îl vând în România și următorul an, de fapt, există cerință pentru acel model care l-au deblocat. E puțin. Și loterie. Da, da. Cum, cum ai făcut o analiză de piață? Ai făcut un plan? La început nu, dar ulterior, acum îți știi concurența? Cât de în detaliu îți știi concurența? La început n-am știut nimic, nici nu m-a interesat să știu ceva, că am pornit așa, ad hoc, n-am pus cu un plan business la vremea respectivă în 2010, cât? Era un domeniu nou, adică nu simțeam vreo presiune, vreo concurență. Porneam de la o investiție de 5.000 de euro, nu eram presat. Da, pe parcurs mi-a mi apărut și mi-a și descoperit concurența. În primii 2-3 ani de zile auzise și eu, mai citeam că e sănătoasă concurența și că e bună și o spuneam și eu așa, dar pe partea cealaltă tremuram puțin, că mi-era frică. Apoi m-am maturizat și eu pe parcurs și mi-am dat seama că chiar e sănătoasă concurența, nu te lasă să adori. Te face să fii mai bun. Uh, și există și două tipuri de concurență. Acum vorbesc din experiența mea, ce am văzut ce s-a întâmplat pe parcursul anilor. Apare o concurență directă care te urmărește și încearcă să se inspire, să fure din afacerea ta. Și aici uh -huh. am descoperit, de exemplu, când mă uitam prin termeni și condiții, prin alte site-uri, vedeam că luau mota mot -amot ce era la noi pe site, copiau uh -huh. și puneau și taxe de transport. Dacă noi aveam o greșeală de ortografie, o regăseam și pe celălalt site. Da. Și atunci, la acest tip de concurenți, nu făceam griji. Că îmi dădeam seama că e de să uită la noi, nu vin cu ceva plus și atunci să te liniștit. Când vedeam concurenți care vin cu ceva total diferit, atunci am făceam griji într-un fel. Că ziceam, domne, ok, oamenii au altă viziune, văd lucrurile într-un fel, mă uitam la ei, îmi plăceau și ei mă stimulau. Și eu la rândul meu încercam să fac ceva mai bun, dar nu uitându-mă la ei când dădeam seama că nu e bună abordarea. Și uitându-mă uh -huh. și gândindu-mă la businessul meu și cum văd eu afacerea mea. Și acum tu, concurența ta sunt magazinele de pantofi dedicate, mă gândesc la sunt două de tipuri, pantofi. există, da, mai sunt câțiva antreprenori locali similari, ca să spun mie, ca și poveste uh -huh. și mai sunt și concurenții mai mari, cum sunt Zara, ca grupul Inditex, H&M uh -huh. și magazinele acestea, care și e pantofi prin alte subdivizii care mai au ei, CCC uh -huh. și alte magazine care și ei sunt destul de mari, foarte mari. Uh -huh. Dar ok, concurența e mare atât timp cât ți înțelegi business-ul și piața și clientul lucrurile trebuie să funcționeze. Clar. Și vindeți și pe marketplace-uri? Am avut o tentativă să vindem și pe marketplace. Chiar pe emaga am avut o negociere acum vreo 3-4 ani de zile, însă am renunțat. Noi avem un departament de marketing pe care îl și conduc intern, care cred eu că ne descurcăm destul de bine. Am cheltuit, cred că pe la Facebook, vreo 2 milioane de euro. Aici am avut cam cele mai mari bugete și am căpătat ceva experiență Și atunci marketplace-ul uh -huh. l-am văzut așa mai mult ca pe, o formă, ca pe un ajutor pentru magazinele mai micuțe Care nu au capacitatea de a se promova și atunci aș expune acolo produsele Noi uh -huh. deja în România avem un brand, avem un nume uh, și n-am mai simțit nevoia de a ne expune produsele Plus că intervenau și comisioanele, le am și blocat aici la niște negocieri, pe fashion să cer niște comisioane mai mari și atunci mm -hmm. am ales să ne vindem singuri produsele. Și voi ați ales să aveți brandul vostru, pe produse scrie un brand al vostru sau am făcut generice? și acest nu. În general nu facem așa, avem câteva colecții care scriem și brandul pe produsele noastre, dar în principiu nu pentru că ce îți spuneam anterior ne-ar încurca în achiziția și în negocierile pe care le facem cu alți furnizori și atunci ei au deja o marfă cu brandul lor și atunci n-am putea să ne axăm doar pe produse strict de purta, să le personalizăm. Uh -huh. înțeleg, uh, înțeleg. Plus că și negocierile, spre exemplu, spre Vietnam, Indonezia, dacă vrei să-ți faci niște colecții personalizate, și cantitățile sunt mult mai mari. În momentul în care faci niște achiziții pe volume mai mici, atunci nu mai te încondiționează la volume, nepersonalizându-ți marfa. Dă-mi un reper de volum dacă vrei pe brandul tău. Păi. Um, câte perechi? Pf, nici nu mai le țin minte, dar avem vreo trei depozite pline care ne tot extindem cu ele. Peste, cred că, vreo milion de perechi. Dar, de fapt, știu la valoare. Avem vreo 3 milioane de euro încălțăminte pe stoc. Aha. Cam așa. 3 milioane înseamnă 500 de mii de perechi. Uh -huh. O medie wow. la 12 Și 30. o fabrică, cât e minimum order quantity? Cantitate minimă de comandă? ce general, la valori, facă tău. Două, 300 de mii de dolari, cam așa. 300 de mii de dolari, da să-ți facă brandul tău. Da, problema e că te condiționează la cantități, adică și per model. Adică trebuie să iau un model de pantof roșu cu botul ascuțit, 7000 de bucăți și scopul nostru, abordarea noastră e diferită. Încercăm să aducem cât mai multe modele pentru că atunci când clientul intră pe site să aibă de unde să aleagă. Așa mm -hmm. dacă m-aș focusa pe 300 de modele și pe cantități multe, clientul se uită, vede, nu-i place și a ieșit din site. Da, zimi, uite, vorbeam cu un antreprenor care zicea, da, dacă îi dau prea multe opțiuni clientului, se pierde în ele și nu mai știe ce să aleagă. Mai bine îi dau două, trei modele și alea sunt. A, bun, când vorbim de un magazin online, nu știu cum este Magul să spunem, sau nu știu, alt magazin care are mai multe tipuri de produse, poate da, poți să te gândești așa, dar strict când te focusezi pe un produs în călțăminte și mai ești dedicată și doar pentru femei și atunci site-ul este foarte bine structurat la nivel de categorii. Spre exemplu, noi avem cred că vreo 30 de categorii Asta ne permite să avem exagerat de multe produse Pentru că clienta dacă își dorește o pereche de pantofi Noi o ducem într-o categorie clară Pantofi cu toc înalt, cu toc gros Și atunci ea găsește acolo 2000 de produse Nu mai găsește 80.000 de produse Sau o pereche de balerini Și reușește, nu se pierde ca să zic așa în site Îl ajutăm să se ducă strict pe produsul care îl are nevoie în total, câte produse sunt la un moment dat? Acum, că ca știu și peste modele, rupi. cred că sunt vreo 30.000 de modele. 30.000 de modele. Unii, și toate ce? sunt în stoc sau Toate luați și sunt la... în stoc. Doar cu marfă oh, din asta stoc. Asta e ca la zapos. Uh, da, da, din Germania. Asta da. Exact. Da, s-au plecat în America. Ah. Uh, ce tehnologie folosiți pe site? Păi, în momentul de față, suntem colaborăm în continuare cu fostul showmania, cu Mercant Pro. Okay. Uh, am avut până acum 2-3 ani de zile, ne-am chinuit ceva, vreo 7-8 ani de zile, ne aveam, nu aveam un sistem de ERP și niciun VMS uh -huh. Și în 7 ani, așa, după cât m-a dus pe mine capul, am tot dezvoltat fel și fel de improvizații Adică platforma s-a transformat și un VMS și ERP Ceea ce nu a fost prea bună alegere din punctul meu de vedere, dar... Uh, când începi să construiești un magazin online și te dezvolți și crești la 100, 200, 500 de comenzi, se transformă așa ca într-un monstru magazinul și orice schimbare e destul de dificilă. Greu de da. reorganizat de fluxuri interne, toate oamenii retrainuiți și tot așa. Și am tot amânat uh, update-ul ăsta. 38 38 procesați 1500 de comenzi pe zi. Da, Aici am 38 dintre și oameni de marketing, dintre și oameni de, din, ce, din cele două magazine care le avem. Pe online Aha. cred că sunt dedicați undeva la 15. Și din ăștia cât se ocupă efectiv picări, oamenii de depozit? Undeva la vreo 8 picări și 8 checări. Mhm. Uh -huh. Cam așa deci, sunt împărțit. Ok, vreo 15-16 oameni în depozit da. și mă gândesc ca un gestionar, un șef de echipă. Un... Exact, fiecare are câte un om da, responsabil, șef de recepție, uh -huh. de marfă. Ok, și deci aveți, ați rămas de la început, asta e o poveste impresionantă, de la început cu șomania, acum mergeam pro. Exact, da. Și schimbarea radicală, ca să zic așa, în 2000. Acum trei ani de zile, în 2019, da, începuse să ne cam blocăm în activitate. Ne extinsesem uh -huh. deja în două depozite, începusem să livrăm și în Bulgaria comenzi și era puțin cam problematic. Mi-am dorit să trimit o comandă către clienți în situația când aveam o comandă cu două produse din depozitul A și din depozitul B, să nu facem două colete, să plătim două taxe de transport că ne încărcam cu costurile și nu ne permitea nici adausul comercial, și aveam o variantă în care le plimbam noi cu mașina dintr-un depozit în altul, aici le împerecheam, le uneam, greșeam, se împerecheau, ne aveam da. un VMS, nu verificam, trimiteam cutii greșite că omul să uita la produs, să uita la cod, îl împachetat, dar de fapt citeam în loc de JM33, era JM32 și am la client al produs. Și aveam o medie, cred că la vremea respectivă aveam 7 de comenzi, dintre care 30 de comenzi în fiecare zi nu aveam să le trimitem clienților. Mm -hmm. Pentru că se crease haos pe depozite. Clar. Deci făceați o consolidare a comenzi, practic, din două surse de stoc. Exact, exact, da. Și am luat hotărâre, am studiat vreo șase luni de zile piața IRP-ului și a VMS-ului și am făcut mm -hmm. o implementare în 2019, care ne-a schimbat total viața și productivitatea și controlul. Ia. Ce ați spus? Păi ne-am luat un VMS de la Point Logistic și ne-am luat și un RP de la Senior Software. Mhm. Mm care le folosim de 3 ani de zile, a fost pentru mine unul groaznic, trei luni de zile eram la 6 dimineața treaz în picioare, mă culcam la 12 noaptea, nu mai puteam să mai mănânc de stres și de la stomac, pentru că tot ce construisem în 7 ani de zile trebuia să șterg cu buretele și toate fluxurile regândite, pentru că mm -hmm. eu aveam un VMS și un RP, ca să le spun așa, construite în platforma de la American Pro, dar nu erau, wow. adică erau niște lucruri după mintea mea, aici vreau un buton când apăs să facă lucrul ăsta, aici un buton, ceea ce nu există o platformă să aibă incorporată astfel de funcționalități. Erau niște lucruri dezvoltate. E, în momentul când a trebuit să mutăm toate aceste acțiuni, a trebuit să înțeleg principiile de funcționare a VMS-ului și să-mi deblochez mintea de la tot ceea ce construisem și mă organizasem în șapte ani de zile, oamenii să-i învăț și pe ei să se adapteze la noile sisteme hmm. și toate lucrurile tehnice să le reușesc să le fac funcționabile. Pentru că primele trei luni de zile de la implementare eram două săptămâni am putut să trimitem comenzi și vedeam așa cum creșteam 1000, 2000, 3000, 4000 și erau site-ul pus pe pauză la un moment dat, am scris că este inventar. Nu mai trimiteam nicio comenză, oamenii veneau să uitau la noi și încercam să-i dăm drumul și nu reușeam. Inventare făcute, eronate, deci trei luni de zile a fost groaznic. Dar știam că va veni și reversul medaliei și astăzi oamenii Am sunt relaxați, productivitatea aproape, cred că s-a dublat. Câte comenzi? În media aveți un produs pe comandă, mă gândesc că la pantofi media 1, puțin. Unu, în domeniul nostru chiar se duce la 1,5, 2 da. vara când prețurile sunt mai mici. Ok, și câte comenzi? Am zis undeva la 1.500. Un uh, nu, dar un pic, uh, deci ar veni... Pot să ai spun că cu, ce făceam cu 16 oameni, 800, acum cu 16 oameni facem 1.600. Dublu. Corect, corect. Deci, în general, un om la suta de comenzi, din care jumătate picking, jumătate corect. verificare în balare. Da, și iar un alt avantaj, ce aveam 30 de comenzi ori 30 de zile, 1.000 de comenzi lipsă pe care nu le trimetam din cauza erorilor interne, astăzi nu le mai avem, avem una pe lună de la așa, 1000 la 1. Iar. Cum e cu retururile? Cum e cu retururile? Ca am atâtea lumea. lucruri să te întreb. Ca toată lumea, toată lumea se sperie de retur și nu nimănui nu i plac retururile, dar în hmm. feșeni e normal. Uh, a da cât cât de mare e e 2%, procent? Cam 2%, cam, 2%, cam așa. 2-3%, sunt sunt două sunt două categorii de retururi. Uh, sunt cele refuzate în care clientul comandă și a doua Asta zi. da. Cumpără, nu are bani, nu știu da, ce. Cumpără da. La emoții, la impuls, vede, reclamă, ok, vreau a doua zi de seama că. Dar se întoarce coletul sigilat. Se se veni sigilat. Da. Da. Aici avem vreo 2%, cam așa. Asta, da, e normal. La Cu cât ești mai solid ca brand în piață, cu atât ai teoretic un procent mai mic. Uh -huh. La început aveam un procent mai mare, pe parcurs ne-a scăzut. Și apoi avem vreo 4% spre 5% spre schimburile de colete. Care da, oferim o, și doar gratuit. Atât. Doar atât. Am tot lucrat în ultimii ani de zile, măsurăm interiorul la încălțăminte, dăm cât mai multe detalii, afișăm mărimea și în centimetri și uh, în măsurile standard și am reușit să ne încadrăm la procentul ăsta de 4-5%. Da, e, mi se pare foarte, foarte bun procentul. Cum ai reușit să reduci refuzul la primire? Aici sunt multe discuții legate de sunăm clienții, nu sunăm clienții după ce pun comandă. Uh, că nu pot să sunăm Asta vreau clienții. să zic. Nu, am no. renunțat. Am renunțat în a mai suna clienții după ce am trecut de pragul de 3-400 de comenzi. Am renunțat. Că ne-am dat seama decât să ne blocăm un flux în a suna clienții, care înseamnă tot cheltuială și pierdere. Ne asumăm să nu mai sunăm clienții și poate să ne genereze încă un procent, două procente în plus prin faptul că nu i-am sunat Oricum clientul e destul de notificat, mail în care pleacă comanda de la noi, SMS-ul de la curier când i-ajunge comanda uh -huh. Deci plus valoare faptul că noi îl apelam în momentul în care pleca comanda de la noi, nu cred că era Și atunci am renunțat să-i mai sunăm Mă uit acum pe site, voi faceți voi pozele de produs sau le avem luați un și de studio. La nu, Avem un studio intern unde noi ne facem și gagici cu edițele. picioare frumoase, mă gândesc. Și gagici că... cu, frumoase, cu picioare frumoase, da, așa este, da, și dornice de încălțat și de descălțat. se încalță de vreo 80 de ori pe zi să descalță. Ok, și la fiecare produs găsesc, acum mă uit, mă uit un pic pe site-ul vostru, găsesc și dimensiunea în centimetri, găsesc informații sau. Exact, nu? da, chiar avem o, o opțiune nouă adăugată de vreo 6 luni de zile. Dacă ești pe desktop cumva, în momentul în care te duci de cu zi. cursorul pe mărime și astepți puțin cu cursorul, se schimbă. Ba mărimea în centimetri, ba mărimea, spre exemplu 37, Și dacă vei sta puțin cu cursorul pe mărime, se schimbă mărimea. Ar trebui să apară mărimea în centimetri. În centimetri? Da, în timp ce ești okay. cu cursorul în dreptul mărimii. Da, 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 văd, 36, 22... Da, și de... mai e și un tabel acolo informativ de mărimi, în care clienta, dacă este pe mobil, apasă și vede mărimile și în centimetri. Deci problema majoră este mărimea, nu culoarea, materialul, tocul... Cea mai mare, da, cea mai mare problemă așa este, da, mărimea, care e greu de măsurat exact. Adică chiar dacă și afișăm, clienta, dacă și măsoară talpa piciorului, tot pot să apară diferențe, adică nu se simte comodă, dar situații de culoare chiar nu avem de modele, adică pozele sunt destul de clare, sunt destul de multe, 6-7 poze pe produs, atunci clienta înțelege când își face achiziția produsului. Așa este, sunt multe, mă uit acum pe site și într-adevăr sunt. În afară de Merchant Pro, ce software mai aveți? Și mi-ai spus că ai Point Logistic la VMS și Senior la ERP la email marketing sau la alte, ce alte tooluri uh, mai folosim? Da, folosim o platformă de email marketing de la Newsman. Trimitem uh -huh. cu ei un mail undeva la o dată la săptămână, la 10 uh -huh. zile. Nu suntem nici foarte agresivi, foarte de client, să nu-i deranjăm. Așa, și mai folosim niște chestii interne de la Microsoft To Do, folosim ca să ne organizăm și free aplicația. Da. Da, Microsoft To Do e foarte practică, ne ajută să funcționăm intern sub formă de tascuri, în relația în achizițiile cu furnizorii, ne sincronizăm, ne notăm acolo comenzile de la furnizori și e o aplicație în care se poate lucra în echipă și parte optimă. Așa este. Este o Microsoft aplicație, nu e free. Și am pe nimeni să o folosească, dar uite că. Am descoperit-o, am analizat-o și am adaptat-o nevoilor noastre. E accesibilă și de pe telefon. Uh -huh. Văd și un timp real ce se întâmplă intern. Am și eu acces acolo. Sunt să creează ca niște grupuri. E un fel de WhatsApp-grup, dar nu sub formă de chat, sub formă de tascuri. Uh -huh. Ok, și ce, ce mai folosiți? Deci newsman la, la email marketing, uh, Windows task pentru uh -huh. tascuri. Da, uh, și pe marketing mai folosim intern banner snack, care cred că acum mai fac tranziție cât topi. parcă să numesc. E o aplicație foarte ok pe partea de marketing, de create, așa, bannere și ce mai avem noi nevoie pentru Insta, Facebook, materiale. Cât de priceput ești tu sau tu ești cu marketing în firmă, nu? Da. La uh, citit Google Analytics. L-a înțeles datele din Google Analytics. E ceva important pentru voi sau? E ceva important. În principiu, da, eu supraveghez partea asta de marketing. Nu pot să zic că o analizez așa de în detaliu, cât mă ui pe cifre. Adică știu campaniile care le avem în derulare și apoi urmăresc bugetele. Și îmi fac niște calcule simple. Cât am avut buget direcționat spre canalele de social media? X lei. Cât ne-au întors? Ce valori ne-au întors? Și atunci dacă eu văd că respectivele campanii sunt profitabile, mi-e suficient să zic așa ca și analiză. Folosești și raportarea din Merchant Pro sau Uh, văd ce acolo mai cifrele, da, corect. Văd și în Facebook Ads, sincer, mai mult mă uit în Facebook Ads decât în Google Analytics. În Analytics, și sur Aha. În și Analytics și mai puțin îl urmăresc. Sursa voastră de trafic majoră e Facebook? Uh, da, din punct de vedere campanii plătite, da. Și avem și undeva la vreo 40% sau 50%, cred că trafic direct, chiar și 60%. Trafic direct? Direct, din uh, clienți, recurenți. Ok. Un procent destul de mare. Da, sună foarte, foarte bine. Mă uit și eu pe datele voastre publice și văd că, într-adevăr, aproape 50%. Și se întorc clienții să cumpere? Uh, da. Păi, cam, cred că 70-80% din clienți sunt recurenți astăzi, după 12 ani de zile. Mhm. Uh -huh. Adică au mai plasat o comandă. Exact, da. Adică Brodeaca. eu, de exemplu, când mă uit așa prin panoul de control, unde urmăresc așa, mai arunc o privire peste statistici, mai mă uit peste comenzi. Și acolo am un identificator. Când mă uit la nivel de comandă, văd un nume și văd și câte comenzi mai au plasate clienții respectivi. Și când fac un scroll, cred că majoritatea clienților, în dreptul lor, văd o cifră. 2, 3, 6, 15, 22 mai vreau și o cifră de asta, 74. Te comenzi. Vine, da, da, dar vine să sunt client, să-i dă repede un voucher. Păi, da, merită da, un voucher. Da, merită. Da. merită. Și pe curierat, cum merg lucrurile? Folosiți curierii obișnuiți? Folosiți și dulăpioarele? Uh, da, am lucrat cu Urgent Cargo și lucrăm în continuare cu ei foarte mult timp, de, vreo, de când ne-am înființat. Și de vreun an de zile mi-am dorit și am și început colaborarea și cu SMD, M-au atras foarte mult easybox-urile de la ei. Uh -huh. uh, și funcționează foarte bine, chiar avem un volum destul de mare. Eu, ca și client, de exemplu, pe la Emax sau pe alte platforme, am mai folosit, am simțit că îmi place și mi-am dat seama că dacă mie îmi place, place și altora. Și atunci am făcut o înțelegere cu ei, am semnat un contract și colaborăm de vreo 5-6 luni de zile cu ei și lucrurile merg foarte bine pe easybox-urile lor. Și ai observat că vorbeam și eu cu ei pe tema asta și. Ai observat că ar fi o rată de neridicare mai mare la Easybox decât dacă livrezi acasă? Uh, uite, sincer, n-am făcut o statistică, dar o să mă uit. Sincer, am crezut că nu va fi. Dar, uh, uite, chiar o să e mă uit. N-am da, da. Da, analizat-o, sincer, până acum, nu-mi dau seama, dar mi a dat o temă, da. <laughs> <laughs> și uh, pe partea de plată? Plătesc oamenii cu cardul sau tot ramburs? Din ce în ce mai mult. Știi că în urma pandemiei cam peste tot a crescut da. Da, plata cu cardul, inclusiv și la noi și avem, cred că undeva aproape de 20% ne am dus procent plată cu cardul. Și, eu și 80% cred, a rămas ramburs. Da. Și eu cred că vom crește și mai mult. Acum sunt în curs de implementare, încerc să implementez o soluție prin care să poată să plătească clientul prin Apple Pay sau prin GPay, să mm -hmm. nu mai și completeze. Ca astăzi avem o soluție, dar își completează clientul... Datele bancare și destul de complicați. Da, poate și asta îl face pe client, ai că mai bine, selectează burs când vine coletul, am plătit și am rezolvat. Clar. Și procesatorul de plăți, cu cine lucrați? Cu Netopia? Acum lucrăm de când cu LibraPay, pentru că acum 10 Aha. ani de zile erau cam singurii uh, alternativă pe platformă care îi aveam și cu ea am început și astăzi am niște comisioane destul de bune și lucrăm în continuare cu ei. Ok, ok. Ne-am da. înțeles ok ca și comisiuni și atunci am păstrat legătura cu ei. Uh -huh. Și aveți cam 200.000 de vizite pe, pe lună? Cam la ce nivel sunteți uh, acum? Le urmăresc zilnic. Sunt undeva la vreo, acum am și crescut, la vreo 30.000 pe, pe zi. zi. Da, da. 30.000 pe zi. Eu, eu cam în fiecare seară la 12 și 2 minute noaptea dau un refresh și văd traficul și cifrele din ziua anterioară. Și pe zona de conversii, ce canale convertezi mai bine pentru voi? Și Facebook și Instagram, am încercat puțin și TikTok, deocamdată nu vinde prea bine TikTok-ul, e decât așa ca branding să fii prezent pe acolo. Și uh -huh. Așa, mai suntem în rețeaua de afiliere tu performant mai primim și de aici ceva comenzi. Deci vreo, vreo 2% aveți rata de conversie, dacă străiești de mii de vizitatori, da. Și 1.500 de comenzi, cam, cam așa este, să zic bine. Cam pe aici, cam pe aici da, Eu m-am obișnuit, sincer, urmăresc două cifre: că urmăresc destul de des campaniile din Facebook și știu bugetele pe zi. Și uh -huh. când se închide o zi, eu zic în felul următor: am cheltuit pe marketing atât, am generat vânzări de atât. Și apoi știu că, îmi dau seama că cifrele sunt bune și direcția e bună. Ok, ok. La nivel de campanii, spre exemplu, în Facebook, cu cât obținem un roas mai bun, cu atât pulsăm mai mult în campaniile respective, mhm. Uh -huh. La ce nivel te azi, dacă poți să ne spui? Păi, cred că este la o medie acum de 8,5, cam așa. Ok, din campanii Facebook. Din campanii Facebook. Și urmăriți da. și alte surse de trafic, Google, uh, Instagram, direct. Noi, când creăm campaniile în Facebook, lăsăm să se ducă unde vrea Facebook și apoi uh, uh -huh. el hotărăște unde ne generează mai multe vânzări. Ok, ok. Pe zona de discounturi, ai văzut că. Mă uit că nu aveți multe discounturi, sau poate n-am intrat eu. Parcă vindeți la prețul fix, nu? Da. Păi, nu prea au nimeni discounturi, adică cei care au discounturi au, dar nu sunt discounturi. Și am ales o politică corectă și onestă față de clienți. Am văzut că între timp și alte magazine și-au mai corectat puțin abordarea și au mm -hmm. gen re preț recomandat de furnizor și preț vândut. Cred că am mm -hmm. văzut și pe la Emag, practica asta. s mai renunțat puțin la prețurile umflate și scăzute în care încerca să, să stimuleze clientul. Uh, noi clienții nu știi, ne-am dat seama că sunt destul de activ pe site, ne urmăresc destul de des și să încarci un produs și să spui că a costat 200 de lei și acum e 100 de lei, să-l minți doar ca să-l încurajezi, să-l stimulezi, ok, poate să fie un avantaj de, de moment astăzi, dar pe viitor ai de pierdut. Și atunci avem o politică corectă, onestă, chiar dacă noi cumpărăm, de exemplu, un produs care costă 79 de lei pe site, da, el într-adevăr a costat 150 de lei, dar nu la noi, la un alt magazin în Italia sau în Franța. Aha. Noi, când l am achiziționat de la furnizor, l-am cumpărat la un preț într-adevăr mai mic, acum îl comercializăm la acest preț, dar nu-i afișez reducerea care nu a fost la noi pe site, pentru că nu e nici legală. Corect, corect. Și atunci, ceea ce e redus, chiar este redus. Voi aveți doar încălțăminte cu toc? Și fără toc. Dar La puțin. <laughs> Și fără toc, dar acum, fiind sezon de uh, vară, primăvară, este un sezon mai de evenimente. Și acum, colecțiile predominante ne am focusat pe parte de încălțăminte cu toc, încălțăminte de evenimente. Dar uh, încălțămintea sport se vine mai mult primăvara, toamna ghete, cizme iarăși toamna și atunci poate da să ți-a sărit în noi mai mult încălțăminte cu tot. Nu, avem Sau m-a targetat pe mine, astăzi, că mi-plac mie. <laughs> da? Te-a văzut cu cam așa, roși, și atunci a zis <laughs> că da da. 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 Și spune că unui, unii clienți spun mai multe comenzi, chiar foarte multe. Aveți vreun plan de loializare? Le dați un, un voucher sau puncte sau ceva? Da, chiar avem o chestie. Am dezvoltat intern pe partea de loializare. În momentul în care ne apare un client cu peste X valoare comandată, uh -huh. îi oferim, îi transmitem și un voucher cadou pentru o viitoare achiziție. Acum uh -huh. mai analizăm o variantă de fidelizare în care să creăm ca niște grupuri de clienți Uh, creăm vreo două, trei categorii, probabil Silver, Premium, Gold, în care, în funcție de valorile achiziționate, să le să, să aloce automat un discount la nivel de cont. Okay, adică, cumpărat 1000 de lei înseamnă că data viitoare când te loghezi în site, vezi toate produsele pe site mai ieftine cu 5%. A, toate produsele. Toate nu... produsele. E suficient cât să fii logat și toate produsele tu le vezi mai ieftine și cumperi mai ieftin. Ok. Am o întrebare care mă frământă. Te rog. Uh, Lucrezi cu o firmă de contabilitate, da? Da, externalizată, da, externalizat. destul de automatizată, cu ERP-ul asta, se apasă trei clicuri și ne-a făcut contabilitate. Uh -huh. Dar te ajută cineva cu analiza financiară separat de partea asta de contabilitate, raportare la stat? Adică cineva să se uite la profitabilitate, să-ți facă ceva analize sau le faci tu singur uh, sau... Merge treaba și fără. Sincer, domeniul de activitate nu e atât de complex ca business încât să apelez la o firmă specializată în a ne recomanda diferite facilități fiscale. Sunt puțin, sunt destul la curent cu tot ce înseamnă legislație fiscală. Avem uh -huh. un SRL, suntem plătitori de TVA, iar activitatea în principiu este simplă. Achiziționăm marfă cu TVA, vindem apoi marfa clienților și noi facem un profit dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare. Uh, nu văd, adică cum aș putea, în afară de faptul că îi reinvestim o parte din profit, ne dezvoltam, cumpărăm niște terenuri, intenționez acum să construiesc niște depozite proprii, uh -huh. uh, altă variantă, nu știu, sau ajută-mă tu poate, îmi dai tu vreo recomandare și nu-mi dau eu seama. Uite, mă gândesc că mulți antreprenori găsesc dificil să înțeleagă profitul pe fiecare produs: că ai un preț de achiziție, ai un transport, ai un cost de depozitare ca să poată, de exemplu, să zică, uite, pe produsul ăsta eu îmi permit să dau 20 de lei discount, că sigur rămân profitabil, știi? Ok, da, în regulă, înțeleg ce vrei să spui acum. Uh, am înțeles acest aspect și acum o să deschid un alt subiect la ceea ce îmi spui tu mie. N-am reușit să ating cifra perfectă, dar ne-am dat seama că după ce instalăm ERP-ul, urmează să instalăm și un BI și în BI urmează să încercăm uh -huh. să aflăm... Uh, ceea ce îmi spui tu și eu îmi doresc să aflu lucrul acesta pentru că din punctul meu de vedere business meu înseamnă un felul următor. Eu îmi văd afacerea ca pe un dreptunghi în care mi intră un produs la un preț și mi iese apoi, fără adausul meu comercial, la un preț care înseamnă tot ce înseamnă costuri interne. Uh -huh. Manopere, depozitare, costuri logistică, tot, tot ma ce Și marketing îl pui la în, interne? Și marketing îl Tot Toate cheltuielile. Uh -huh. El, în momentul în care se pe ușă, înseamnă că are X lei plus toate cheltuielile. Uh -huh. Și apoi tu te uzi la produsul respectiv și spui marja mea este de 10%. Vreau să-mi pun adaus comercial de 10%. Uh -huh. uh, Mi-am dat seama de acest aspect de ceva ani de zile și asta m-a făcut să investesc din ce în ce mai mult în tot ce înseamnă automatizări, să lucrăm cât mai optim, fluxurile interne să fie cât mai clare procesarea comenzilor să fie cât mai rapidă pentru că noi de fapt ce facem clienții când cumpără de la noi ne resplătesc munca noastră, adică ceea ce noi muncim bine intern, ei când fac uh -huh. achiziție de la noi, ei ne mulțumesc pentru serviciile interne care noi le-am făcut și ne cumpără produsul nostru. Uh -huh. Noi dacă uh -huh. ne facem treaba bine, reușim să avem niște cheltuieli cât mai mici și atunci e spre avantajul clientului și noi produsul când ne intră pe depozit cu un preț de X lei plus cheltuielile interne marja noastră Apoi reușim să avem prețul mic de vânzare. Într-adevăr, avem niște calcule, tot lucrăm la ele, dar cred că BI după ce o să l avem instalat, reușim să aflăm exact clar, adică vrem să intrăm în detalii de astea de genul în care o cutie stă pe raft 3 luni de zile în medie și știm că chiria costă X lei și o cutie exact. la noi când stă pe raft ne costă 1,10 bani. Exact. 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 Scociu, consumăm nu știu câți scoci, mai punem un cent la per colet sau toate, mm -hmm. toate aceste cheltuieli. Așa se face corect într-adevăr business, este mult de muncă, dar ce s-a întâmplat? Faptul că business-ul a mers și de la an la an a crescut exponențial, Uh, lucrurile acestea nu ne-a perins să zic așa foarte, ne-am focusat mm. mai mult pe dezvoltare, dar nu le-am neglijat, mi-am dat seama Corect. că sunt importante și atâti cât firma era profitabilă de la an la an, nu mi-am făcut vreo grijă că cât am reușit noi să simțim businessul și deciziile interne de a reduce niște modele și să nu luăm niște decizii greșite, să vindem și apoi să ieșim pe pierdele în anul respectiv, n-am avut astfel de situații, dar da, le conștientizăm și e foarte important, mm. pentru că atunci ai un control și spui clar, simplu. Perechea asta a costat atât, costurile sunt atâta, aceasta este marja și atunci n-ai cum să greșești în business. Corect. Și ce BI vreți, vreți să vă puneți? Păi, în principiu, suntem în discuții cu cei de la Senior pentru că de la ei avem deja RP-ul RP și atunci. Da, ei deja uh -huh. au toate cifrele, avem deja, e ușoara, ar fi ușoară integrarea. Uh -huh. Și încercăm să discutăm cu ei. L-am analizat, le-am dat noi, așa, niște simulări, am făcut noi niște tabele, cam cum vedem noi, în viziunea noastră. Vreau și neapărat și variantă de mobil, pentru uh -huh. că genul acesta de analiză eu nu văd așa să am o zi dedicată de ședință, să mă stâng eu cu trei băieți din firmă și hai să ne uităm peste cifre. Mie îmi place uh, să petrec la semafor să mă uit peste cifre, adică stau la uh -huh. semafor în timpii morți, să dau un refresh pe telefon și să fac o analiză atunci că ne permite asta tehnologia. Nu mai trebuie să apăsăm uh -huh. 300 de clicuri, să strângem niște cifre într-un loc. Și BIU îți permite să faci lucrul ăsta. Muncim da. șase luni de zile, dar pe urmă avem niște tabele în care obținem niște informații rapid și clare. Hai să ne întoarcem un pic la vânzări. Vine o doamnă, da, o domnișoară, vrea să-și cumpere o pereche de pantofi. Da. Cum faci tu să o convingi să-și cumpere două perechi, deși a venit cu gândul să-și ia una? Uh, vorbim de online, da? Că avem și magazine fizice. Da, da, de online. În magazine fizice e ușor, da. da. Uh, păi eu avem, da, avem o modul care l-au mai toți de recomandare de modele cu niște algoritmi care noi încercăm acolo, am tot lucrat la el. Spre exemplu, când o clientă se uită la un model, uh, algoritmul vede alți clienți care au mai cumpărat un model similar și încercăm să-i recomandăm pornind de la premisa că sunt gusturile comune și atunci încercăm să-i recomandăm niște produse similare. Tocmai dacă o să intri, algoritmul o să fie cam beat, nu o să știi ce să-ți arate. N-ai achiziții, n-ai istorii și o să-ți arate probabil ceva nepotrivit. Și m-am uitat doar la cizme cu tot. Dar o clientă cu istoric reușim să o targetăm bine. Și funcționează că. Am mai urmărit, am mai făcut ceva AB testing-uri așa pe subiectul ăsta și am văzut că a funcționat. Și modulul de recomandări e inclus Internet. în platformă sau exact. a spus? din platformă l-avem, l-am dezvoltat împreună. Ok. Mi-ai spus că folosiți email marketing o dată pe săptămână aproximativ. Mă gândesc că trimiteți o promoție, o promoție exact. la o gamă, la o un produs. o promoție în funcție de sezon, ori promoții, ori tendințe și modele noi ca și colecții. Mm -hmm. Și folosiți și SMS? Nu folosim SMS, mi se pare cam agresiv Adică SMS-ul aș folosi decât sub formă de notificare Clientului să-i spun că a plecat comanda de la noi, informativ Dar să-l și deranjez cu un SMS de o promoție Mie nu, nu, nu place și atunci nu fac nici asta clienților Clar, clar Sună, sună des telefonul sau păstrați discuția mai mult pe e-mail, pe, pe chat? Oh. Sunt împărțite în două, ca să zic așa, ca și avem și genul de client mai comod care poate de vârsta a doua, a treia, care nu e atât de. Vârsta a doua de la cât începe, ca să știu. Am zis vârsta a doua, a treia, că nu știam nici eu exact de la cât începe, dar hai să zic, pă, nu, și probabil poate, Doamne, după 45 50 de ani, preferă să ne apeleze telefonic doresc mai multe informații, nu mă reușesc să identifice în site peste tot unde avem noi expuse informațiile, dimensiunea tocului, poate nu sunt atât de familiarizate cu site-ul și atunci preferă să ne apeleze. Sau pentru o procedură de schimb, din comoditate, să nu mai citească politica de retur, ne apelează. Doamne, mi-am comandat 37, dar nu mi se potrivesc. Ce mă fac? Și atunci nu îi spune, stați liniștit, schimbul de mărime gratuit, nu trebuie să faceți nimic, chiar avem o politică riscantă pentru noi, dar care e foarte îi foarte mult pe clienți, la modul în care că clienta își comandă o pereche de pantofi, îi ajunge acasă, nu îi se potrivește, ne apelează sau ne dă un mesaj, noi îi plasăm noua comandă cu mărimea pe care o dorește și pleacă coletul deja de la noi către clientă cu opțiunea de colet la schimb. Și ajunge coletul la clientă și curierul ia și deja a doua zi clienta are produsul schimbat. Noi ne asumăm riscul la modul în care clienta poate să ne trimită o cutie goală. Da, corect. Și da, ne fiind nu, de... nu? Undeva o dată pe lună, mai găsim o clientă care vrea să profite de bunătatea noastră. Mai veni, Da, pietre am mai găsit, diferite obiecte. Pietre! Pietre, dacă le păstrăm aici, amintiri să le ave. Dar nu e, da. un a deranjat atât de mare. Cât noi suntem bucuroși pentru că, așa clientul îi rezolvăm problema rapid și scopul, abordarea asta am avut-o de acum vreo 6-7 ani de zile, când mă luptam cu magazinele fizice, ca să zic așa, și mă gândeam ce trebuie să fac ca să-l fac pe client să nu se gândească că opțiunea online este mai dezavantajoasă între uh -huh. a alege un magazin fizic. Și atunci ne-am gândit, noi trebuie să fim cât mai flexibili, chiar dacă ne asumăm niște costuri. Clientul să nu zică, mai bine mă duceam în magazin, că puteam să-i probez și nu aveam problema asta. Uh -huh. Dar e o zic... temere... E o temere, dar după o experiență, clienta apoi își dă seama că zice tot e câștigată, chiar dacă are o experiență neplăcută, că nu i s-a potrivit, potrivit mărimea. Ea e la birou, îi vine o perche de pantofi, nu s-a plimbat șapte magazine pe la mm -hmm. moro o oră să și caute modelul preferat, a stat la muncă, într-o pauză de masă, 5 minute și a ales o perche de pantofi. Sigur, doar în pauza de masă stă. Doar stau în pauza urmă. de masă, da, da, da. Am și punctat, da. Sau Cu atât mai mult în timp ce este, de fapt, în timpul lucrului, își permite să-și caute și o perică de pantofi și nu mai pierde din timpul liber pe la mult să plimbe, da? Își da. comandă o perică de pantofi, nu îi se potrivește, îi probează la birou decât ne dă un mesaj sau plasează o altă comandă și scrie la comentariu că schimbă produsul anterior și a doua zi vine produsul schimbat. Deci, ca timp tot este mai câștigată și conștientizează după ce are experiența. Înainte, uh -huh. probabil da, se va speria. Cum e cu furnizorii externi? Îți cer bani în avans sau poți după vreme să iei și credit de la un italian sau eu știu, de la un spaniol? Uh, ca orice colaborare, noi Primele colaborări, când am avut cu orice furnizor, și intern, și extern, ne-am dorit să mai întâi să ne cunoaștem. Și nu ne-am dus cu pretenția, chiar dacă aveam și cifre mari. La 5 milioane de euro vânzări, nu am zis, uitați, nu este îndepărtat, de 5 milioane de euro, dați-ne pe credit 90 de zile termen de plată. Cu toți furnizorii care am început, am mai întâi am făcut o propunere de plată la livrare. Da, și permis situația firmei am făcut achiziții o lună, două, trei, patru și apoi am încercat să aplic o politică egală cu toți furnizorii. Avem o medie undeva la 60-80 de zile ca termen de plată pe, pe marfă. Adică am vrut să ne cunoaștem, să arătăm că avem capacitate de a vinde, am vrut și noi să ne asigurăm că marfa pe care o achiziționăm de la furnizor e vandabilă și după ce am văzut că lucrurile sunt ok, apoi ne-am pus la masă și am discutat și am purtat negocieri. Deci plătești marfa la 60-80 de zile și asta în medie pe raft cam uh, cât? Cred că tot cam atât, puțin mai mult. Avem și niște marfă care o ducem de la un sezon la altul, cred că avem uh -huh. undeva la vreo jumătate din marfă se duce, în. o medie cam așa, cred că la vreo 80-90 de zile. Deci practic... Tu creditezi pentru că plătești înainte să vinzi. Exact, în exact. Medie. Da, da, da. Am făcut pe parcursul cu asta pentru că mi-am dat seama cu cât plățile. Eu am spus media, dar avem plăți și mai rapide. Uh -huh. Acesta este termenul. Mi-am dat seama cu cât ajut și furnizorul cu plățile, cu a, cât și el va fi deschis. Spre exemplu, abordarea mea, eu nu fac o negociere cu furnizorul. Am câțiva furnizori care lucrez cu ei orbește la modul în care el îi are colecția de încălțăminte, efectiv mi-o trimite în depozit toată lui colecția lui de încălțăminte, intră, se recepționează cu prețul lui, eu nici nu prețurile lui, de, adică nu le negociez, nu fac nimic, avem o înțelegere, ne bazăm pe încredere, adică el știe calculele lui și marja lui și eu știu și îmi fac uh, treaba mea. Și atunci mi-am dat seama cu cât eu voi fi mai corect față de furnizori și el va fi atent apoi cu mine. Și drept urmare am furnizori de 10 ani de zile care colaborăm și ne înțelegem foarte bine. Uh -huh. La 1.500 de comenzi pe zi, 5 milioane de euro, cifră de afaceri, ai nevoie de manager sub tine sau poți tu să te ocupi nu, de toată lumea? Astăzi nu mai mă ocup eu singur, am o echipă, adică avem trei locații astăzi, una în Titan, una în Crângaș, care e rețetă depozit plus magazin, așa funcționează hmm. și în Crângaș, depozit plus magazin. Aici aș face o paranteză, e o chestie foarte tare care am descoperit-o fără să vreau. Am pornit cu un magazin mic. Și în spatele magazinului, când am început în 2010, am mai luat un spațiu mic că nu mai aveam loc să pun marfa în magazin, încălțăminte. Uh -huh. Și am mai luat încă un spațiu, și am mai luat încă un spațiu dar eu extindeam zona de depozit și zona de magazin mi era suficientă. Și așa am ajuns să avem spre exemplu la Titan un depozit de vreo aproape 1000 de metri pătrați și un magazin de 100 de metri pătrați. Uh -huh. Ceea ce ne face să fim, cred că suntem unul dintre magazinele cele mai mari din Europa, din punct de vedere disponibilitate modele în stoc. Majoritatea magazinelor în centrele comerciale sunt invers proporționate. Magazinul are 500 de metri pătrați și mai au un depozit de 200 de metri pătrați unde țin cutiile înghesuite acolo. Uh -huh. Dar eu, livrând și comenzi online, apoi am avut nevoie să mă dezvolt și pe partea asta de depozit. Și chiar dacă am ținut un cost mai mare stând într-un centru comercial pe partea de depozitare, vânzările magazinului au crescut pentru că dintr-o sută de clienți care țin într-un magazin și ai 100 de modele, să spunem, îți cumpără 20. Dar când îți intră 100 de clienți și tu ai 10.000 de modele, o să cumpere 80 de clienți, hmm. că unde să aleagă. Okay. Și asta m-a făcut să schimb așa. Bun, și am ajuns la trei locații. Două Titan hmm. crângaș și o locație nouă care am făcut o exclusiv pe parte de online, că începusem să cam blocăm cu spațiul, și pe fiecare locație există cu te un om dedicat de locație și încă un om general care răspunde de toate cele trei locații și apoi sunt și eu, Cam asta ar fi puțin okay. la... și pe sediu cum ar veni, ai pe cineva care se ocupă de IT, pe cineva care se ocupă de marketing, cum. Uh, este? Exact, într exact. Într-una dintre locații, spre exemplu, la Titan, avem o persoană care se ocupă pe o parte de IT, tot ce înseamnă probleme tehnice care apar pe parcursul zilei, RP-ul, vreo eroare la VMS, se blochează, se întâmplă ceva, la fel și în când aș mai am cu o persoană, lucrează în echipă, apar vreo problemă la site, nu merge ceva, s-a blocat, ia legătura imediat cu cei de la tehnic, pentru că ei sunt conectați zilnic, zilnic sunt prezenți la. Birou, eu nu sunt chiar zilnic prezent la birou Și atunci uh, ei răspund la orice provocare Care apare pe parcursul zilei uh -huh. Și marketing tot la sunt eu și cu încă o persoană Nu cu agenții? Uh, nu lucrăm cu agenții Am încercat, ne-am dat seama că nu reușesc să ne înțeleg atât de bine Cât ne cunoaștem noi în 10 ani de zile Și atunci am preferat să-l facem intern În urmare avem și rezultate Și atunci ne a încurajat să-i dăm înainte noi Clar, clar, are, are rost. Spune-mi, te-ai gândit să faci și vânzării B2B, să vinzi și tu către alții distribuții? Adică să mă transform și un furnizor. Uh -huh. Nu prea, pentru că am avut, de exemplu, câțiva furnizori care au încercat și ei să intre și în latura de online. Unii au reușit mai mult sau mai puțin. Eu consider că, în momentul în care te focusezi pe un lucru și vrei să. Vânzările și partea de furnizori sunt cam două meserii diferite, din punctul meu de vedere. Adică, să fi plecat mai toată ziua prin Europa și prin China să faci achiziții și negocieri pe la fabrică, alegerea modelelor și. Alte griji care le mai ai, de exemplu, acum am avut și noi ceva probleme cu furnizorii pe scumpirea transporturilor, containere de la 3.000 s-au dus în 15.000 de dolari costurile. Sunt și acolo niște griji și niște lucruri de realizat zi de zi. Și atunci dacă te deconectezi dintr-o parte și începi să duci în partea cealaltă, e posibil să ai de pierdut. Eu am ales să mă focusez foarte mult pe ceea ce am învățat să fac acum 10 ani de zile și să duc cât mai sus și aș face altceva doar dacă simt că trec șase luni de zile și mă plictisește ceea ce fac astăzi. Okay. Dar ceea ce fac astăzi nu mă plictisește. Spre exemplu, am pornit cu România și ne-am dus în Bulgaria, în Ungaria, în Grecia, în Croația. Am extins magazinele și mi-am dat seama de ce să mă duc într-o altă direcție când ceea ce știu mi-ar fi mult mai ușor să implementez și în alte țări. În același domeniu, livrez în aceleași depozite și mi-focusez aici Cum energia. Cum livrez efectiv? Uh, din aceleași din... depozite, din România. Ok, și Sunt cine curnieri. îți duce marfa la... În Grecia, cred că se numește Giniki Parcă. e o firmă care vine în România și colectează nu doar de la mine, de la mai multe magazine. Ok, vin ei să ridice de aici, nu exact, trimit tu până la nu, Exact, no, no. ei ridic exact din depozitele noastre. Asta zic, nici nu avem vreo mare bătaie de cap. Pe Bulgaria la fel, pe Ungaria la fel. Colectarea se face din aceleași depozite din România, cu firma lor. De curieri locali, de curieri din, locali din țara respectivă. Exact, da. Ok, uh, avem un angajat în fiecare țară care lucrează de acasă, angajatul din Bulgaria lucrează de acasă, pe parte de relații cu clienții, comunicare, mail-uri, mesaje prin rețele de socializare, o singură persoană nesuficientă pentru fiecare țară la un volum destul de mărișor și pe acolo 150 pentru început de comenzi pe zi. Da, e ceva. Cine alege produsele tu te pricepi să alegi pantofii ăștia roșii cu toc? Da, în mare pe parte. Pe gustul tău sau sunt cum, pe gustul cum faci? Meu. Da, păi sunt așa, sunt două tipuri de achiziții. Sunt achiziții oarbe în care furnizorii care i cei mai vechi, colecțiile ei, ei își fac, negociază cu fabricii, intră în sarcina lor selecția și crearea modelelor și efectiv ei livrează marfa direct în depozit. Eu nici nu știu măcar ce mai primesc. Adică... Merg pe mâna lor. Nu fac niște achiziții direct din prima cantități mari, merg pe niște cantități mai mici. Spre exemplu, nu știu, 50 de perechi la un model. Uh -huh. Apoi, în funcție de, de vânzări și de model, am dezvoltat un cont la nivel de furnizor inspirat puțin din rețeta marketurilor, și ce fac? Ei au teoretic acces la marfa lor, furnizorul își vede marfa la mine în stoc. Și uh -huh. eu am creat o formulă în care el o știe. Când am mai puțin de X bucăți în stoc, el îmi face reaprovizionarea automat pe modelele respective. Și atunci Aha. am dezvoltat un sistem automat în care ei livrează marfa în funcție de cum uh, să vinde și intră în sarcina și în grija lui. El să facă niște selecții bune, să, alege niște modele, să aleagă niște modele bune, să-mi ofere niște prețuri bune. Furnizorul, dacă mi oferă niște prețuri mari și niște modele urâte, doar din dorința de a-mi vinde mie o marfă, marfa respectivă eu nu iau o cantitate mare din prima, e o cantitate mică, se blochează la mine. Ok, eu o vând într-un final la un preț redus, n-am făcut profit cu ea, dar nici n-am făcut rulaj cu mine. Și atunci uh -huh. sistemul acesta ne-a făcut să înțelegem că eu trebuie să-mi fac treaba mea și să vând, el trebuie să-și facă treaba lui și să-i facă o colecție bună care să vândă. Da, și așa, foarte interesant. Da, și atunci am creat un sistem automatizat în care el și-a înțeles responsabilitatea și eu trebuie să fac marketing, site-ul să funcționeze bine, imaginea să fie bună, logistica să funcționeze foarte bine. Clar, clar, înțeleg. Și în felul ăsta noi numim și EDI sistemul ăsta de conectare Adică furnizorul îți vede stocurile și este oarecum responsabilitatea lui să se asigure că nu rămâi fără marfă. Exact, exact. Am o curiozitate personală. Cum gestionezi numerele pe fiecare produs? Cumperi 50 câte 10 din Aici cele 4-5 numere? Sunt cam standard. În domeniul ăsta al nostru cu încălțămintea, nu putem să cumpărăm o pereche. În general, sunt niște rețete, sunt niște baxuri în care încap în general 8 sau 12 sau 24 de perechi. Uh -huh. Și un box de încălțăminte conține o rețetă sub formă, spre exemplu, o pereche 36, două perechi 37, două perechi 38. Aici am mai ținem și noi la curent furnizorul în funcție de piață. Dacă se vând mării mai mici, dacă se vând mări mai mari. Uh, și apoi creăm o rețetă de comun acord al baxului respectiv. În momentul în care facem reaprovizionare pe modelul respectiv, există și șansa în care, spre exemplu, mai am două perechi de 37 în stoc și să mai măncar cu încă două perechi în stoc. Asta e, nu am cum să condiționez furnizorul să-mi vândă decât perechile A, care... Nu, ai cum. Nu, tu nu dar... dai comandă pe, pe, număr, doar pe baxuri. Nu, 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 aș putea să-i cer asta furnizorul pentru că i-ar fi și lui greu din punct de vedere logistic. Toată marfa lui vine și lui stocată la nivel de bax și să-l pun pe el să scoată perechi din bax să-l livreze strict perechile care eu îndoresc doresc, ar, fi, că ar crea o harababură la el în depozit, ar strica marfa să o descoată, să o scoată, dar funcționează așa. Uh, sunt diferențe între <laughs> mărimile picioarelor doamnelor din România și da. Italia sunt, sau da. alte țară? Da, într-adevăr la noi sunt mări mai mici în căutare, să zic așa 35-37-38 spre de, de, Ungaria deja și Italia mai 39-40 41 chiar și 42 uh -huh. Da, sunt diferențe, da, într-adevăr Sunt Hai să te întreb altceva. Uh, tu asculti podcasturi? Uh, sincer da, am perioade în care ascult podcasturi, dar în general în mașină. Adică când am, da, câte, da. Un munte, câte, am câte un drum la munte, când am un drum la mare, apoi da, mai îmi pun câte mai îmi pun câte un podcast. Nu foarte Ş... mult ascult, că sunt foarte prins cu ceea ce am de făcut zi de zi. Ce asculti? Dă-mi un uh, exemplu, ceva, ceva, ce îți ce uh, ce place? Uite ce am ascultat ultima dată, l-am ascultat veneam de la multe uh, l-am ascultat pe Băiatul de la ProTV, mai tânăr din Imperiul Leilor, hmm. prezentator, e undeva la vreo 20 și ceva de ani, prezentator e. la Imperiul Leilor, e cel mai tânăr băiat din. I-am uitat numele, i-am reținut, mi-a tras atenția povestea lui de viață, că a fost exmatriculat de la școală, apoi s-a dus în America, a primit oferte de la Facebook. Da, în Steam, a, bă... da, 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 da. Da, ok, da, știu, dar nu mai știu a, cum îl a... cheamă. Are un podcast? Are un. Da. Pare un podcast în care își pune povestea lui, probabil are mai multe. Eu am auzit unul dintre ele și am făcut un search pe că totul, văzut, se mi-a atenția și am zis hai să înțeleg puțin povestea. Da, și mi-a plăcut povestea lui. Mai în dar mai îmi place să-mi mm. înțeleg creierul, să știu cum să. Stau la altora, de vorba, da. Să stau cum să de vorbă cu mine și eu lucrez cu oamenii la rândul meu, am 38 de angajați și atunci îmi place și. îmi și place latura asta a minții omului, ca să zic așa. Și am încercat să o înțeleg. Paul Olteanu e și da, magic da. El, așa. Are da, e magic. Ăla, de El deși de... tot ce e mintea noastră. Da, și ne ajută, la da. ascultăm și zâmbim și zicem, a, da, așa e. Adică... <laughs> Bine că cineva a articulat așa frumos și clar în ce da, poate da, era vor, și... Da, vorbește pe înțelesul tuturor, da. Exact, exact. Uh, ai o, o idee? S-a întâmplat să asculți un podcast sau să citești un articol sau orice și să zici bă uite asta e o idee bună aș vrea să o, să o testez la mine mă duc luni dimineață la muncă și văd și eu dacă merge la mine. Da, în generația mea sunt împărțiți în două, am observat, am prieteni care sunt foarte pasionați de citit și de documentat excesiv în căutarea de a înțelege, de a descoperi și de a implementa în business lor, eu nu mă regăsesc acolo și încercam să mă înțeleg de ce nu am abordarea asta în fiecare zi că am, am ceva de făcut Deja sunt angrenat într-un sistem destul de complex care funcționează, trei magazine, trei depozite, studiez așa, dar nu neapărat sub formă de citire, mai mult când mă plimb, de exemplu, dacă mă duc într-un mall, eu mă uit pe sus la becuri, intru într-un magazin, văd ce lumini au, ce au folosit, îmi place să studiez depozite, când eram în negocieri cu cei de la Point Logistics, m-au dus în niște depozite, să văd cum funcționează, conveioare, automatizări, îmi place foarte mult să studiez într-o formă practică ai uh, ceva automatizări în depozit uh, conveioare încă n-am montat am lăsat pe altcineva să monteze ca să văd dacă sunt funcționabile, ele știi și tu că na, ești în domeniu, devin uh, practic cefezabile la niște suprafețe Mm -hmm. Mai mari. Încă suprafața mea fiind împărțită în trei depozite, sunt trei depozite aproximativ a câte 1000 de metri. Nu sunt foarte mari și mm -hmm. investiția și fluxurile și ce ar însemna să fac eu pe acolo nu mă ajută foarte mult. Dar clar. îți spuneam că am achiziționat un teren și intenționez să proiectez un depozit mai mare de vreo 4-5.000 de metri pătrați și acolo clar știu că va fi. Uh, va fi fezabil o investiție. Noul depozit, am făcut un prim pas. Am creat un depozit nou, tip mezanin pe patru nivele, inspirat uh -huh. și din depozitul de la Emag. Exact, da. Da, și chiar o foarte. Producte... De fapt, tu ai doar produse mici. Doar că practic mici. Ei au separat produse mari produse Eu mici. Dar tu doar doar produse, o singură dimensiune. Da, mai mă uitam prin Germania. Ce bine, Ce, bine, ce, ce bine. Foarte bine, da, asta și e. Într-adevăr, <laughs> da. e foarte bine că te ajută să te mai organizezi da, mult mai da. ușor. Urmăream în Germania, mă uitam la un clip pe YouTube, căutam niște picări automatizate și am găsit niște roboței care se plimbă, colectează mm. singuria de la RAF cutia de pantofi, fiind un singur produs, un singur standard, e mult mai ușor să dezvolți o astfel de automatizare. Mm -hmm. Așa este. Și o luăm și un calcul, mi-atrage da, adică mă uit, ok, dar nu într-o formă exagerată, sub așa, în formă de mai mult să fiu la curent, ca să zic așa, cu mm -hmm. evoluția lucrurilor. Da, acum, raportul între vânzările online și offline în cifra ta de afaceri, cam cât e? A, destul de mare, undeva la 80% online și 20% cam offline. Adică din trei magazine, 20%. Exact. Încheiem doar cu. Doar cu o întrebare, două întrebări simple. Povestește-mi o experiență proastă când ai cumpărat online și după aia am povestești și una bună. Tu când ai fost client, ceva ce nu ți-a plăcut. Da, am o experiență tot la un magazin de pantofi, încerc puțin să-mi aduc aminte. Nu îi dau numele să nu zic că fac acum Hai, o numele, nu, că nu, nu, e... nu, nu e concurent, Eco Shoes. Eco Shoes, ok. Da, Uh, Eco, știa care sunt și la mol? Bă, cei care sunt la mol, da, da. Eco, scumpi. Da, scumpi, da, corect. Da, nu sunt, adică nu, nu pot să zic că le fac lor. Nu sunt concurenți și încerc să le fac mm. anti-reclam. Am avut o experiență, mi-a rămas în minte neplăcută dar m-a întrebat online, acum o să-ți răspund, dar este offline, dar o să încerc okay. să caut un între timp bun, care m-a deranjat și a rămas surprins. Mi-am cumpărat trei perechi de încălțăminte, așa rapid eram în trecere în mall, mi-au mi plăcut că erau foarte comozi, îmi place să stau, stau destul de mult în picioare, prin depozite, mă prin printre oameni, ziua merg prin oraș și atunci mi-au atras atenția. Două modele le-am luat așa repede la impuls, m-am încălțat cu ele, dar apoi mi-am dat seama că le-am luat cam mici. Eu, nu știu, zmaru să Bine, în încălțăminte, mm. dar nu se prige pe la încălțăminte. Și mi le-am luat mici, nu mi erau și m-am stat să le returnez și mi-au zis că nu le pot returna decât să-mi cumpăr altceva. Și am încercat și nu am găsit ce să-mi cumpăr, că nu, nu simțeam altceva, că îmi să să-mi placă. Să... Mm. Și am rămas surprins de faptul că sunt refuzat și că obligi un client să-și ia și nu-i dai șansa să-și primească bani înapoi, erau intacte, erau în cutii, ceea ce eu, magazinele mele și am mult situații mai în care, de exemplu, să mai încalță omul cu pereche și iese cu pe stradă și dă seama că nu e destul de confortabil și vrea să o returneze chiar și în aceste condiții mai accept. Adică mi s-a părut puțin ciudat faptul că nu să nu accepti un client care îți aduce un produs înapoi. Da. Îl, îl, deranjezi, îl pierzi, adică de ce ai face așa ceva? Scopul nu e dintr-o tranzacție să faci profit cu clientul. Eu, ca și politic, am și schimbat-o. Avem vreo 100 de zile drept de retur. Adică dacă vine un client după 100 de zile cu produsul, nu n avem nicio problemă, îl returăm. Chiar și a venit și după 200 de zile cu o de pantofi. Și i-am dat bani înapoi, fără nicio problemă. Na, clar. Da, online experiențe așa neplăcute aș scoate altce în, ave, în altceva în evidență. Partea de, de user experience magazinele din România, sunt mulți care nu prea înțeleg latura asta. Adică Dăm foarte multe exemple. nume n-am acum în cap, dar sunt destul de multe. Că în general când mai fac câte o căutare pe Google, gen am avut zile trecute nevoie să cumpăr un... O pompă pentru bașe, stau la casă și aveam nevoie să schimb o pompă. Și am zis, a zis, mi-a zis instalatorul, caută o pompă dab, Am Pompa căutat la o, ce? o pompă la... submersibilă, stau la casă și undeva ah. sub solul, l-am sub nivelul străzii. Și când plouă, se strânge acolo puțină apă care o împinge o pompă la suprafață. O pompă submersibilă mm -hmm. de apă murdare. Mm -hmm. Și mi-a zis, producătorul, am căutat pe Google, am identificat niște site-uri care nu le cunoșteam, mă rog, era și Romstal, dar era cu 40% mai scumpă și am mai găsit și alte site-uri, că încă n-au înțeles că pe online trebuie să ai și prețuri bune, că oamenii se plimbă și am găsit două, trei site-uri, nu i-am reținut numele, îți dai seama, dacă am făcut o căutare în Google, instalația le pun nu mai știu ceva, de genul cum okay. se. M-am uitat și eu la listă, la listă fire. am văzut cifra de afaceri, că mi dau și de peste 500.000 de euro pana, am zis ok, în regulă și am plasat comanda. Am plasat și cu ramburs, nu aveam ce să risc, ce să pierd. Dar foarte complicat, butoanele, nu găsești unde, ce să completezi, date de firmă, nu, sunt genul de antreprenori, cred că care au făcut trecerea de la magazine fizice pe o generație, mm -hmm. probabil puțin mai sus peste mine. Și acum 10 ani de zile, știi cum erau magazinele online? Zugravu era și arhitect. Adică programatorul, <laughs> da. el, el făcea și frumosul acolo, el le făcea pe amândouă, dar frumosul în mintea programatorului nu arată cu, chiar așa de frumos. <laughs> și de. <laughs> și și acum, tu arată. user experience-ul și design-ul în particular, îl faci chiar tu? Tu uh, spui cum să arate? Mi-am băgat și eu puțin nasul. Am încercat să studiez de vreo 3-4 ani de zile, am urmărit și eu marile magazine, eu, de exemplu, în pace, cum arată, Asus, îmi place cum arată. Fashion Days nu prea arată prea bine, dar am găsit ceva magazine pe afară așa ca referință și întâmplător chiar am un prieten care lucrează pe domeniul ăsta, pe la WePet Și am mai stat așa de vorbă cu el și am început să înțeleg de la cum se lucrează, înainte noi lucram și noi în Photoshop, puneam niște butoane și le dăm la programator, le vedem le implementa așa. Pe urmă am descoperit și noi Figma, am văzut cum se lucrează totul la pixel, totul trebuie să fie într-o armonie, iconurile trebuie să fie toate din aceeași familie, aceleași grosimi, mm -hmm. aceleași dimensiuni, aliniatele, butoanele, iarăși să nu chinui prea mult clientul când navighează prin site, ce caut cât mai ușor și nu cu, mai văd coloană, nume, prenume. Uh, noi, de exemplu, am nume și prenume într-un singur câmp. N-am de ce să sparg în două câmpuri, că sperii clientul. În momentul în care a pus și nume și prenume în două câmpuri și ai 16 câmpuri acolo, deja clientul se enervează și îl pierzi, nu mai stă să mai completeze. Și l-am făcut cât mai simplu, cât mai intuitiv și... Acum, da, vedem și rezultatele. Merge. Da. Și odată când ai cumpărat și ți-a plăcut, Hai să le și odată când am cumpărat, păi da, uite, de la Boutube mi-a plăcut, au niște mm -hmm. chestii, niște automatizări pe acolo, multe foarte interesante ce au și multă inteligență artificială, mi-am dat seama, prin site implementată, care încearcă să-ți analizeze și experiența de client. Mm -hmm. Sunt totdeauna la tendințe în domeniul ăsta nostru al fashion E în felul următor. Să aseamănă foarte mult partea de... În... Cum e în industria modei? De exemplu, noi, marile case, lansează tendințele. Gucci, Dolce și toate brandurile lansează no. niște tendințe, tot pătrat, no. cu vârf, ascuțit. Și noi, Inditex, Zara, inclusiv toate magazinele, venim și noi după ei cu, tenduri, cu trendurile respective. Mm -hmm. e, inclusiv mi-am dat seama că și asta au lucruri și în industria designului. Adică Facebook, Instagram, acum vorbesc în latura de fashion, nu știu dacă în latura de IT se aplică, dar în latura de fashion, Facebook, Instagram, cam dau tonurile, dau start-un tendințe. De Cum exemplu, adică? adică, la modul, uite, până acum erau tipul de benere pătrate uh -huh. sau butoane pătrate. Acum, Instagram și Facebook a trecut la variante mai rotunjite, colțurile în rotunjite într-un un unghi anume, fix în unghiul ăla. Și uh -huh. tu vii cu tendințele respective. Ai conurile, inclusiv. Uh, mă uitam și la About You, icon de favorite, de acces cont și unde scrie sub icon, acces cont, inclusiv textul sub icon, toate sunt inspirate din rețelele de socializare, pentru că de ce ei gândesc în felul următor? Utilizatorul își petrece acolo cel mai mult timp și când uh -huh. îl ducem în site, trebuie să avem cât mai multe lucruri în comun ca lui să-i pară cât mai asemănă să-i fie familiar unde el deja navighează și unde se, se plimbă. Și atunci, tendințele de culori, de forme, trebuie să fii mereu la curent cu tot ce înseamnă social media. Interesant. interesant. Da, am observat abordarea asta, adică sunt multe detalii care mi-au atras atenția și la About You, au practica asta și Asos, pentru că omul când ajunge pe site-ul tău, el nu trebuie să-i să pară ceva nou străin, să-i să pară dificil. Trebuie să-i se să pară ceva familiar. De exemplu, la noi, în site, m-am inspirat homepage-ul, o parte din BNR, jocul din poze pe mobil sau așa și pe desktop se văd, sunt, au niște forme dreptunghiulare în care nu sunt uh, regulate. Aici m-am inspirat uh -huh. din Pinterest și le-am dat uh -huh. o formă dinamică. Și uh. pe About la fel, sunt câteva benere, dar nu sunt la fel de late, practic. Da, uh, acum te uiți pe desktop, pe mobil e diferită experiența. Uite, uh -huh. spre exemplu, iconurile. Toate iconurile de sim care ele folosesc sunt strict din aceeași familie care le folosește Instagramul. Și inclusiv sub iconul de favorite știe toată lumea că e favorite, dar când intri pe aplicație pe telefon, ai și inimioara și și scrie favorite sau cum scrie ah, texturile. textule. Uh -huh. E, puține magazine care au textul ăla, dar ei inclusiv textul acela l-au pus, nu că n-ar ști utilizatorul, dar prin forma lui în care citești cu ochiul, să crezi că este, e, da. să simți că este de fapt o experiență similară, cunoscută ție. Cât, cât la sută din trafic ai de pe mobil și cât la sută din comenzi? 85%, 90% aproape mobil și restul desktop. Da, predominant e mobilul. Inclusiv și abordarea asta, adică când mai facem niște modificări și mai lucrăm la site, înainte să lucra desktop și făceam soluția pentru mobil. Acum mm. invers, nu ne interesează cum arată pe desktop, construim pe mobil și apoi ne uităm cum adaptăm pe desktop. Chiar așa faceți? Chiar așa și facem, de 2 ani de zile am simțit abordarea. Că era foarte, clar, adică foarte, procentul ne obliga. Clar, deci 80% din trafic și la comenzi e tot, tot așa sau sunt, nu sunt chiar 80%? Mm, mici diferențe, 2-3% poate să ușileze, dar tot pe acolo da. sunt procentele. Mulțumesc ne ai împărtășit atâtea lucruri interesante și felicitări pentru business. E it's impresionant mult. ce faci. Îți mulțumesc foarte mult. Da, îți mulțumesc foarte mult și pentru invitație. Fac cu plăcere 100% ceea ce fac pentru că au și un proverb. Dacă în viață faci ce îți place, nu muncești nicio secundă. <laughs> să încheiem am... cu asta, să rămânem da. cu ideea asta în, în minte. Îți mulțumesc. Da. Și eu îți mulțumesc Cosmin. Zi bună să ai. Ciao. Zi bună. Faptul că ai avut răbdare să asculti acest episod îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei Ecom Masters ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească businessul online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, Intră acum pe Ecomasters.ro slash consultanță și aplică la o sesiune gratuită. Te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul Masters și te aștept joia viitoare la un nou episod e-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.